Al aviatic pe aerodromul Boboc din Buzău, zborul în picaj, loopingurile sau coborârea pe coadă sunt acrobațiile care au ținut cu gura căscată pe cei peste 5.000 de spectatori. Spectacolul a fost completat de o demonstrație a militarilor la Soli, au simulat o luptă asemănătoare cu cele din teatrele de operațiuni. Forțe speciale și zeci de aeronave au luat cu asaltiere aerodromul Boboc din Buzău. Evoluțiile impresionante ale aeronavelor militare și civile au ținut mii de curioși cu ochii ațintiți pe cer. Au executat mișcări dificile, dar eforturile lor au primit ropote de aplauze. Să fac altceva, să fac acrobație, ceea ce fac și în acest moment. La Sol, militarii au simulat o situație reală din teatrele de operațiuni. Au avut ca misiune extragerea din teren a unui pilot ce s-a catapultat în mijlocul unei ofensive terestre. Este doar o demonstrație a felului cum noi ne facem treaba într-un teatru tactic. Militarii au avut parte și de un moment emoționant. Comandorul Remus Gherasim a executat ultimul zbor la manșa unui EAR 99. Se pensionează după 2200 de ore de zbor și sute de piloți instruiți. Când am aterizat a fost ok. Abia după aia bine emoțiile, că e normal să ai parte de o așa retragere, este... N-am cuvinte. Show-ul aviatic a stârnit emoții în mulțimea de curioși. Cel mai mult mi-au plăcut Hawks of Romania, cei trei piloți, și teatru de război. Ce vă impresionează cel mai mult? Ce vă impresionează din ce ați văzut aici? Demonstrațiile făcute de clubul aeronautic. Chiar foarte frumoase. Am văzut niște oameni care au tras cu pușca, niște avioane, niște mașini de război. Mi-a plăcut cum a zburat Hercules. De ce? Ce are special așa? Este un avion puternic. Militarii de helicoptere sunt curajoși să se lupte. Piloții au o meserie foarte grea și foarte riscantă. Și știi că sunt și femei pilot. Ce crezi despre ele? Sunt foarte curajoase. Din cauza vremii însă, mult așteptatele aeronave MiG-21 și F-16 n-au putut decola de la baza aeriană de la Fetești. Mii de oameni.